Domnul Sorin Colun, medic expert în cadrul Departamentului de Jurisdicție Profesională al Colegiului Medicilor din București. Bună ziua! Sunt onorat să fiu pe dumneavoastră și astăzi. Pentru această oportunitate, mulțumesc în mod deosebit organizatorilor acestui simpoziu. Sunt și știți că suntem prea puțin medici pentru o diavă astfel de temă, care prezintă interes nu numai pentru mediator, nu numai pentru pacient, dar și pentru cea de-a treia parte a acestui act, medicul. Sunt chirurg. Sunt chirurg la Spitalul Județean Florească de ceva ani de zile. De această calitate vreau să vorbesc în primul rând, pentru că perspectiva medicului practician asupra acestei noi posibilități de rezolvare a unui conflict care se întâlnește în viața de zi cu zi a unui practician în medicină. Trebuie să fie interesant. Mai puțin în calitatea de medic expert al Departamentului de Jurisdicție și Fizic Profesional al Colegiului București, am activitate de aproape 16 ani de zile. Dar am să mă folosesc de datele pe care noi, la colegii medici, le-am înregistrat cu privire la conflictele dintre medici și pacienți, ca și la reclamațiile înregistrate de pe noi. Ca medic, vă pot spune că acel conflict dintre medici și pacienți, atât de discutat astăzi, dar atât de mediatizat în fiecare zi, mă interesează pe toți lucrurile. Are drept cauză cea mai frecventă lipsa de comunicare între cele două părți. Și aici, chiar și cazuistica reclamațiilor din Departamentul de Jurisdicție al Colegiului Medicilor București ne stă în ajutor. Aproape 70%, dacă nu chiar mai mult, dintre reclamațiile care ajung la Colegiul Medicilor sunt, au ca bază această lipsă de comunicare. De ce este comunicarea ineficientă, insuficientă sau lipsește cu desăvârșire? Păi, pentru că medicul n-are timp, pentru că n-are chef, că n-are un limbaj adecvat, pentru că el consideră că a făcut ceea ce trebuia să fie făcut pentru pacientul său și este suficient pentru orgolul său de profesionist, orgolul să-l supună al cuvântului. Pentru că pacientul crede că medicul stă la dispoziție 24 de ore din 24, pentru că pacientul nu pricepe ceea ce îi se spune sau refuză să priceapă ceea ce îi se explică, prin gravitatea explicațiilor pe care le primește, pentru că pacientul consideră că a doua opinie este irelevantă sau nici măcar nu face apel la ea, și atunci crede că singura discuție pe care a avut-o cu medicul său curan este o discuție care trebuie reclamată. În această situație, suficient de multe conflicte evoluează până la neînțelegere totală. Este simplu pentru oricine ar situa acest conflict într-un plan comun să-l rezolve. Stați-mă de vorbă. Nu mai este acest lucru atâta timp cât despre ceea ce se vorbește este important. Și vă rog să-mi permite să fac această subliniere. Pentru că vorbind despre un conflict între medici și pacienți, se pare mult mai important de discutat despre ce vorbesc ei. Vă rog să luați în considerare faptul că ambele părți, care sunt generice din conflict, sunt de fapt de drept în aceeași parte a baricadei. Baricada este împotriva bolii. Și vă rog să credeți că niciun medic pe acest pământ, dacă vrea să fie medic, în adevăratul sensul normal, în sens al cuvântului, nu se situează ca un dușman, ca un opozit al pacientului. Din potrivă, menirea lui este ca împreună cu pacientul să învingă dușmanul pământ, adică boală. Atât din cât percepția poziției medicului este cea corectă de aceeași parte a pacientului, pare neverosimil să aflăm în practica de zi cu zi conflict între medic și pacient. Și de aceea această situație trebuie bine de fapt. Ce poate face medicul pentru a ajunge în situația în care să nu aibă un conflict cu propriul său pacient? Răspunsul cel mai simplu este următorul. Să se pună în locul lui. Și un medic care își iubește pacientul este mai întâi
pacientul din numele Crescuți și apoi cel detașat, fără empatie, distant, neutru, față de pacientul pe care îl are. Dacă își înțelege aceste condiții, e clar că și comunicarea va putea să depășească momente de sincope, care duc adesea la litigiul clamat. În acest context, dați-mi voie să vă prezint, așa cum domnul doctor Meliute încerca mai devreme, situația concretă a desfășurării unui conflict în viața medicală. Pentru că este dificil pentru cineva care nu face parte din sistemul sanitar să priceapă cam cum vin lucrurile. O să exemplu spitalul, pentru că este cel mai comod și medic de spital, într-un spital public, mult prea bine am intrenat în viața medicală a societății noastre ca să nu am suficient de multă experiență pentru a vorbi despre acest lucru. Atâta timp când medicul se ceartă cu pacientul și nu-și rezolvă, așa cum spunea domnul doctor, 99% din cazul acest conflict în cabinetul lui într-o discuție, hai să spun bărbătească. Domnule, dar ce-i cu mine? Domnule, dar ce-i cu mine? Da, cum e, că m-am omorât? Lucrurile merg până la capăt într-o comunicare care poate rezolva acest lucru. Dacă acest lucru nu poate fi subordat, următorul pas pe care îl face pacientul este să se adreseze instituției superioare, drept șefului acestui medic, medicul șef. Medicul șef este ținut prin noi, trebuie să vorbesc de 2007 în Sfântul Sănătății, de obligații profesionale și administrative față de pacientul care se întâlnește în secția sa. Are această putere să strângă acest conflict. În primul rând, prin analiza profesională a cazului, ce tâmpenie a făcut doctorul care i-a cauzat prejudiciu pacientului, și apoi prin posibilități administrative. Ei, de lângă cazul altcuiva, s-a încheiat conflictul. Nu se reușește acest lucru, atunci lucrurile pot merge mai departe. Și tot în spiritul 320/2007, următorul pas este spitalul reprezentat în fața legii managerului spitalului și, practic, în acest conflict, într-o structură care există, funcționează, este operativă și este de multe ori eficientă, se numește Consiliul de Etică Medicală a Spitalului. Acolo există o comisie, de obicei este condusă de medicul cu cea mai mare experiență, care primește reclamația pacientului și o rezolvă cum? Chemând pacientul și medicul la o discuție. Mă opresc aici cu comentariile, pentru că le voi avea în final. Se depășește acest moment al rezolvării unei înțelegeri la nivelul comisiei de etică. Nu se înțelege. Merge mai departe. Pacientul vrea să afle de ce medicul i-a produs acel prejudiciu. Cum i-a produs acel prejudiciu? Următoarea instituție abilitată să dezvolte această analiză este Colegiul Medicilor, prin Comisia de Disciplină. Acolo cazul este analizat de terța parte, de data asta, profesioniștii din mediul medical, care, cel puțin în modul teoretic, sunt departe sau în altă parte decât medicul curant, și aici este altă discuție, care analizează din punct de vedere medical cazul și stabilește dacă actul medical a încălcat norme profesionale și deontologice. Repet, și deontologice, pentru că norma profesională nu este suficientă în a rezolva, în a stinge conflictul. Și mai departe, norma deontologică, așa cum se spunea mai devreme, care duce ulterior la despăgubiri de ordin moral, de sume care în capul lui, ca un medic normal, are niciodată 100.000 de euro și muncește 10 vieți. Dacă trecem peste această comisie de disciplină a Colegiului Medicilor, o să vedeți că în finalul acestei decizii apare posibilitatea pacientului nemulțumit de reparare a prejudiciului său de a se adresa instanțe. Și aceasta este situația actuală. Instanța ce face? Instanța apelează la expertul medico-legal, expertul IMML. Și am zis că mai devreme o întrebare, de ce expertul IMML nu poate să facă parte din corpul de experți al pacientului din București sau al medicului din București. Asta este o operație, într-adevăr. Dar funcționează în momentul de față și este perfect real. Expertiza medico-legală făcută de Instituția Națională de Medicină Legală este, de data asta, analiza profesională a cazului. Judecătorul decide absolut
Una doamnă deputată vorbind ceva mai devreme despre reparația de răspunderea civilă. Prejudiciu înseamnă reparație civilă. Da. Dar întotdeauna această reparație civilă va fi ținută în loc de fapta uiz penală. Refuse, cred că este o faptă penală, uiz penală, pe care medicul ar putea să facă. Evident, lipsește elementul intenției, este stupid de a concepe ca un medic, că un medic are intenție de a face rău pacientului său, dar de aici, culpa profesională, atâta timp cât este definită ambigu și în sistem juridic, mai ales în domeniul medical, necesită largi discuții și sunt interpretabile de la caz la altul. Altfel, așa cum în medicină nu există bol, ci bolnav, probabil că și în medicină este culpa profesională, ci culpa profesională a doctorului. Și atunci lucrurile s-au păstrat. În acest angrenaj, pe care vi l-am prezentat în locul de față, cu schimbările prevăzute de Ministerul Sănătății, care încearcă să schimbe acest conflict cât mai repede posibil, în folosul ambelor părți, vă rog să vă identificați locul dumneavoastră. Este dificil de ales acel moment. Și o să vă spun și de ce. Pare simplu pentru un pacient să cheme într-o comisie de mediere, într-un act de mediere, medicul său. Vedeți că medicul se va putea pentru ședința informală, va fi obligat de medic și se va lasă timpul nostru. Mai departe, lucrurile stau delicat. Stau delicat pornind de la faptul că medicul îi va fi greu să perceapă conflictul pe care îl are cu pacientul său la nivel de fond de probleme. Nu de formă. Peste formă se va putea trece, forma va putea fi negociată, dar fondul niciodată. Să știți că nu cred, sau cel puțin în opinia mea, nu cred că medicul va putea accepta vreodată faptul că este la opusul pacientului său. N-are cum să facă acest lucru. Această mediere va trebui să fie înțeleasă un pic altfel de către medic. Și cel mai scurt trece dintr-o negociere strictă a reparației prejudiciului. Dacă mediatorul, în opinia mea, va considera util să dezvolte discutarea conflictului într-un domeniu restrâns, atunci nu se va ajunge la niciun fel de rezultat, atâta timp cât orgoliul profesional al medicului va exista. Este foarte simplu. Vom putea apela la expert, la partea expertă, vom putea apela la mediatorul supracalificat. Da, eu sunt medic primar de chirurgie generală, specializat în chirurgie digestivă, în chirurgia tractului digestiv în situații de urgență, în chirurgia tractului digestiv în situații de urgență pe cale invazivă și robotică. Mi-a luat vreo 23 de ani să ajung în această poziție. Mi-e greu să cred că un mediator va putea să acceadă o astfel de specializare într-un domeniu pe care eu, ca mulți alți colegeni, va putea să acceadă o astfel de supra-supra-specializare. Să știți că tendința medicinii actuale este pentru acest lucru. De supra-supra-specializare. Nu se poate, nu se poate nimeni dintre mediator să fie axat pe înțelegerea conflictului medic pacientului prin vederea actului medical. Părerea mea personală este că acest lucru trebuie lăsat în partea profesională a dezbaterii actului medical și aici nu numai expertul, dar și propriul abilitate de a analiza acest caz. Expertul poate fi ușor pus de partea ta sau împotrivă. Are un grad de specialism, dar corpul profesional poate aduce încă o contribuție majoră în analiza cazului respectiv. Statutul social al medicului, dați-mi voie să mă refer și la acest aspect, este extrem de delicat în momentul de față al societății române și știți foarte bine că toată lumea îl percepe nu așa cum ar trebui să fie perceput sau măcar așa cum ar da medic să fie perceput. Vă rog să-mi permiteți o întrebare care n-aș vrea să fie nici de cum blamare sau o jignire la adresa profesiunii noastre. Dar credeți că un nou act de punere față în față
a medicului cu pacientul său aflat în conflict reprezintă o situație în care medicul va putea să fie dat jos de pe piedestalul social pe care îl are și este chiar foarte puțin ridicat acest piedestal social. Sau va fi o degradare a statutului său social. După ce se mă judecă șeful de secție, Consiliul Etic al Spitalului, Colegiul Medicilor, Justiția, nu mai judecă, luați vă rog frumos aplicarea în această exprimare pe care medicul percepă în față și mediatul. Ce va percepe medicul? Va percepe lângă ele un act în care doi sunt contra lui. De ce? Pentru că imparțialitatea în procesul de mediere nu poate fi asigurată în această relație medic-pacient. Nici vorba. Fie că mediatorul este fost medic sau are cunoștințe medicale și atunci lucrurile sunt expuse, chiar dacă sunt puțini colegi de mei care au această activitate și această dăruire de informație acest demers. Cât mai ales în prisma faptului că nu se poate ca mediatorul să fi fost măcar o dată în viață de un lap, să fie suferit în tratarea pacientului. Și atunci ajungem exact în aceeași situație cu judecătorul care acordă 500.000 de euro de scurtire liberală, pentru că știe și el că soacra lui a venit de aceeași neurocidă de boală pe care același neurocidă doctor n-a putut să salveze și de așteptată. De aceea ajungem la astfel de lucruri aberante. Este un punct de vedere, vă rog să respectați la el, nu respectă întotdeauna realitatea și eu, ca medic, vreau să fiu catalogat în domeniul meu ca un profesionist desăvârșit, aveți parte de același, trebuie să aveți parte de același respect și aceeași considerație pentru profesionalul dumneavoastră, dar aici urmează partea practică a realității mici de zi cu zi. Mediatorul e imposibil să fie imparțial în această relație. Nu-l costă pe pacient. A fost o idee enunțată inclusiv de domnul doctor Melinte în prezentarea noului proiect al Ministerului Sănătății care este salutat. A trebuit să rezolvăm un lucru. Asiguratorul plătește. Îl va costa pe noi. Asta pot să vă spun. Medierea nu va fi niciodată de acasă. Aici vă rog să fim cu toții de acord asupra acestui aspect. Da, doamna deputat Bălbiu, și profit de acest moment pentru a pune eu comentarii și întrebările apropo de ceea ce a fost pus înainte. Preciza că legea 95 prevede niște infracțiuni sau niște situații care ar putea să fie mediate. Din păcate, legea nu prevede sancțiuni. Atât timp cât nu prevede sancțiuni, este o lege care, măcar atâta, din acest punct de vedere, trebuie să fie înlocuită. Medierea este pentru conflictul dintre angajator și angajat. De acord. Este perfect valabil. Eu, ca medic angajat al spitalului public, în secunda în care am un conflict cu administrația spitalului, prefer de 1000 de ori să mă duc la o mediere decât să ajung la un contencios administrativ cu căi lăsate de lucru. Între medici, da, de acord. Între medici și personalul medical, auxiliar, personalul medical a nivelul statului. Da, de acord, este extrem de utilă, e benefică, e posibilă, este fezabilă. Între medic și pacient, aici rămâne de demonstrat în personalul de avastră care se, va trebui să se impună în perioada următoarea de timp, cât puteți face în acest moment. Ar fi multe de spus pe aceste cale, mă rezum la acest lucru pentru a da posibilitatea de a comunica cele puse în contextul simpozionului de astăzi și în prisma celor renunțate de mine. Vă rog doar să aveți amabilitatea ca măcar dumneavoastră să accesați site-ul online al mediere.ro, unde am avut onoarea și deopotrivă plăcerea de a scrie câteva gânduri despre comunicarea mea cu pacient, în așa fel încât detaliile pe care nu sunt posibil să vi le oferă astăzi în lipsă de timp, să le puteți vedea și accesa pe acest site care sunt extrem de bun. Mulțumesc, doamne.
noi adresăm câteva întrebări și să primim și răspunsuri. Dacă doriți. Doctor, îmi pare rău dacă trebuie să intervin din nou și ca aceeași opinia voastră, aceea de lipsă de imparțialitate a mediatorului în condițiile în care acesta a fost și cineva de pacient. Nu vreau să vă prefazim foarte tare, mi-am amintesc la conferința trecută, acum în urmă și ceva, dumneavoastră, ați exprimat aceeași opinie, am propus o soluție și anume aceea că atunci când ajungem în cauze de genul acesta, mediatorul care este sau a fost pacient și nu este medic, să ia în colaborare un mediator care este și medic. Și pot să vă spun acum că sunt și mediatori care sunt medici la bază. E normal, poate că aceasta ar fi o soluție care... Deci, însă, vreau să puntez încă o dată acest lucru, probabil cum spunea și colega mea mai devreme, discutăm aici legat de opinia noastră, probabil că nici judecătorul n-ar mai trebui să fie în astfel de cauze, pentru că și el a fost pacient o dată și n-ar să judece cum trebuie acea situație și așa mai departe. Ok. Deci asta ca să nu rămână așa, să știți că mediatorul poate să rămână imparțial, va fi doar un examen de intern al lui, da? Înainte să intre într-o astfel de cauză, să știe dacă a avut o cauză cu un medic vreodată care să-l facă, eu știu, să devină partenitor la un moment dat. Altfel ar trebui să merg puțin cu logica mai departe și îmi imaginez doar că n-aș fi imparțial atunci când am avut o problemă cu un medic doar. Pentru că de regulă mă mărturisesc că am avut probleme cu sunt probleme. Probleme medicale, am fost în contact cu medicii și mi-a simțit extraordinar. Prin urmare, și cu bănuiesc mulți alții dintre noi mediatori care au mai avut de-a face cu spitalele, medicii, nu cred că toată lumea e nemulțumită de medici. Ca atare sper să, în timp, să demonstrăm că putem rămâne imparțial și să ne facem un examen anterior. Dacă îmi permiteți exact comentariul cum la comentariul dumneavoastră, pentru că nu am dat să vă fac, credeți-mă. Asta este partea bună. Partea rea se referă la cei 500.000 de euro pe care un judecător l-a dat ca daună morală pentru un act medical care a produs efectiv un prejudiciu evident și care prejudiciu a fost renunțat la ora 19 în direct la televizor de 2.000 de euro. Credeți că acesta a fost spiritism în aprecierea de lucrurile? Este firesc, asta și asta este, asta e viața reală. Sunt convinsă și... Adică să judecăm în realitate, că dacă judecăm în realitate, lucrurile stau un pic altfel. Exact. Sunt... cred că pot să înțeleg aceste teme și sunt firesc. Mai ales față de ceea ce vedem în presă, cum spunea și dumneavoastră. Dar vorbați de un lanț de judecăți, da? Ei bine, ce ne oprește ca înainte de comisia de etică sau până la comisia de etică, să fiu știu, medicul care știe la ce să se aștepte într-o procedură de vedere, să apeleze el la o astfel de procedură de comunicare și negociere. Pentru că despre asta este vorba. S-ar putea chiar ceea ce propune Ministerul Justiției, acea negociere, asigurat asigurator și pacient, să fie o soluție. Și poate chiar înainte să se ajungă să fie judecat medicul, dar, sigur, de ce implicuit să o facă, dacă nu ești ce de relații medic-pacient direct, medic-pacient, șef un medicului reclamat, pacient, unitatea medicală în care desfășoară medicul reclamat activitatea, atunci da, nu se pare normal ca propunerea Ministerului Sănătății să ajungă în dreptul negociatorului, cu care toți sunt scari de la masă, să negocieze repararea cu bani au un prejudiciu, care trebuie definitiv pus în niște limite. În niște limite ale bunului simț social, economic, moral, de care doriți, dar în primul rând social. Nu se poate să dai asemenea de despăgubire absolut aberantă dacă sistem românesc, în așa fel încât medicul ăla să plătească și el și ne-am omis și după aia și noi, pentru faptul că la televizor se spune de 2000 de ori același cuvânt ca prejudiciu creat în acest lucru.
Eu vă mulțumesc și mă bucur să înțeleg pentru că, la urmă, negocierea este necesară. Trebuie să ajungem întâi la ea, Exact. Dar negocierea, chiar și în procedură simplă, fără mediator, mie mi se pare firească. Pentru mie va fi mai ușor ca mediator după aceea să prea lucrare și lucrez. Mă revanem, nu s-a finalizat. Mulțumesc. Vreau să fac și eu, și eu ceva. Am înțeles nemulțumirea dumneavoastră din faptul că în mass media s-a dat de 2000 de ori această știre. Păi, în mediere, confidențialitatea este sfântă și atunci acest document a fi exclus. Pe de altă parte, nu ar trebui să judecăm în niciun caz media, asta este rolul lui, asta este menirea ei, este stupid să judecăm comentariul Andrei Esca la ora 19. Nu am judecat, am constatat doar ceva din afirmațiile dumneavoastră. Mulțumesc. Alte întrebări? Vreau să vă rețin mult, vreau tot să puntez ce a spus și colega mea și vreau să vă ce a spus și domnul Zelă. Cred că, în acest moment, oamenii pentru că medierea ca și procedură, cu anumite proceduri judiciare sau cu alte lucruri. Medierea în sine înseamnă și conciliere, adică părțile, mediatorul nu pune părțile față în față, înseamnă și conciliere. Așa că prezența mediatorului nu este să judece pe mine. Vreau să vă obligați deontologic să facem lucrurile de putere. Sunt convinsă că în calitate mediatorul, ceea ce ne ajută și ceea ce ne recomandă pe piață este bună reputație. Pentru că părțile sunt de acord ambele să vină la mediatorul este pentru că acest reușit să câștige încrederea. Dacă dreptul de a simți că mediatorul este pe furitor, tot nu se poate vedea la noastră și atunci ce care trebuie să mediatorul. Pot să vă spun că când în psihoanalize și atunci cu dumneavoastră se numește identificarea cu speță. Ceea ce mediatorul face, așa cum o simți și noastră cu diverse specializări, este să reușească să fie imparțial. Nu fără să fie parte în această, în acel conflict, nu fără a încerca în toate modalitățile să vedem specifice să ajute părțile, dar nu este față de nevoie de ședință a mediatorului. Noi nu putem fi doar, dar ceea ce și spuneam, că nu se pronunce în față, nici de tot, mediatorul este acolo, în canal de comunicare. Ajutat, exact ce spunea Zelă, suntem ca niște magicieni care ne reușește să țeasă acele relații între părțile la mama salut. O să fiți un pic mulțumită, dar o să repete ceea ce ziceți, pentru că ați învățat să vă luau și aici. Și am fost de mediere făcut, nu sunt mediator autorizat, am susținut în fața Consiliului Unii, mă fac perfect. Colegii mei nu vor înțelege acest lucru. Pentru că în rolul de medic, pe care fiecare dintre noi îl avem, primul nu a fost pacient și specialul din groapă, trebuie să mergi instantaneu să apară problemă. N-ai cum să stai. Va percepe în acest mediator un alt judecător al actului său medical. Să nu vă închipuiți în vacanță. Efortul dumneavoastră de început de definirea acestei profesiuni, acestei ramuri de rezolvare a conflictului, va fi foarte mare. Nici de cum postăvată ca să-i convingeți pe medici că de fapt că drept ceea ce faceți este în folosul ambelor părți și că nu aveți nimic cu actul medical pe care Dumnezeu i-a dat în lume. Să nu vă întrebiți cum este altcineva altceva despre acest act medical pe care meritul face. Deci vă rog, faceți acest lucru. Vreau să las pe colegul meu să vă explice ceea ce face meu cu acel medical și consider că fiecare mediator, așa cum și dumneavoastră, că sunteți atât medic, că știți ce înseamnă procedura medierii, vom reuși să transmitem un mesaj foarte clar atât medicilor, pe care considerăm de respectă că puteți eliberează și prin ceea ce fac de timp, cât și pacientul, deci mi-a zis că e oferi și într-o lor. Pentru toată lumea. De aceea și o altă întrebare? Întrebare, da? Cred că întrebarea care e determinat pe medici să apeleze la mediator rezultă exact în discuțiile de până acum. Ce este de preferat? Subiectivitatea unei persoane care apare până acum în fața mea și n-a văzut nicio parte până atunci, sau subiectivitatea unui judecător care, pe lângă faptul că îți dărâmă economic situația pe viitor,
apare și media care distruge complet profesia. Da. Deci pune în balanță pierderile într-o rândul ca și celălalt. Și dacă aceasta va fi percepția și aceasta va fi întrebarea care va fi repetată fiecare de ea, nu este nevoie să ne adunăm 5.000 de demonstranți în piața Victoriei și să spunem cât de utilă este medie. Măcar că sunt 11.000 de medici. Altfel, vă rog frumos, dați-i dreptate medicului și dați-i bani pacientului. E regulă? Asta se negociază singură. Vă mulțumim frumos pentru intervenție și vă mulțumim să avem o tatii.